Este un privilegiu pentru mine să fiu oaspetele unei adevărate personalități care de 14 ani și-a pus viața în slujba sibienilor. Cred că v-ați dat seama că este vorba despre domnul Klaus Iohannis. Bine v-am găsit acasă! Bine ați venit la Sibiu! Nu am venit cu mâna goală, v-am adus un dar, așa cum se face, o cămașă populară autentică pe care vă ofer. Foarte frumoasă! Este din colecția mea. Mulțumesc mult de tot! Și v-am adus și un CD. Să ascultați de acolo un cântec, mesaje care ajung direct la țintă. Mulțumesc mult! Aveți un dar din copilărie care nu lipsește din casa dumneavoastră, pe care îl păstrați cu sfințenie? Nu este un dar, dar este un lucru care mi-amintește de anii aceia. Este un ceas. Un ceas care a fost produs chiar de străbunicul meu, care a fost ceasornicar. Ce v-ați dorit în perioada adolescenței și nu ați avut? Ne-am dorit libertate și n-am avut. Ați trăit și dezamăgiri? Evident. Poate că ați dezamăgit și dumneavoastră, fără să vă dați seama. Dezamăgiri cu siguranță, sper să nu fi fost dezamăgiri profunde pe care le-am provocat. Așa este viața unui om. Și cu bucurii, și cu dezamăgiri, și cu bune și cu rele, și cu eșecuri. Important este să mergem mai departe și să trăim viața noastră în așa fel încât să nu ne fie rușine de ea. Dacă ar fi în fața dumneavoastră o femeie care s-ar numi România, cum ați descrie-o în câteva cuvinte? Frumoasă, cu un trecut de multe ori complicat, câteodată tristă, câteodată veselă, dar care merită oricând să te lupți pentru ea. Părinții tăi cum se numesc? Dănuț Nicolae și Violeta. Mama e înger de mult, eram copil, pe când s-a ridicat la cer. Ce s-a întâmplat atunci, copil? A fost un accident și, din păcate, un accident de mașină? Până la spital, în drumul nostru până la spital. Însă... Erai și tu în acea mașină? Da, s-a stins practic în brațele mele. Aveam 9 ani. Însă nu vreau să privesc în urmă. Te-a marcat în urmă pe viață. Da, dar nu vreau să privesc în urmă cu lacrimi, pentru că m-a marcat în două feluri. Odată, pierderea mamei nu poate fi altceva decât o mare durere, dar pentru că există echilibru cumva în viață, acest moment care a venit cu toate cele grele de depășit pentru și mine și prea devreme pentru tine, Andreea, maturizat, și pentru familia ta. M-a maturizat și a adus și anumite lucruri pozitive, în sensul că viața mea a luat o altă turnură, pentru că am devenit mult mai responsabilă. Ți-ai luat viața în piept de mică. Exact. Am devenit un alt om față de copilul zvăpăiat și poate alintat de la vremea aceea. Cum se numește povestea sufletului tău? Noi ne scriem acolo o carte în sufletel. Da, da, da. Trebuie să îi punem și un titlu. Am avut un sens aici. Am avut un sens aici, pe pământ. Ești un om bun, Andreea? Sper, din tot sufletul. Sunt un om plin de intenții bune. Asta e sigur. Pe el când, din 1961. Cu el ați câștigat lumea. Ceaușescu era gelos pe gloria dumneavoastră. Era teribil de gelos. Chiar a încercat multe lucruri urâte împotriva mea. Trăiați propria dumneavoastră dramă. Am luat un geamantan cu câteva lucruri care aveam, naiurile, și am plecat la Paris și nu am mai întors. De atunci am început scărpinăturile. Mă trezeam dimineața cu sânge închegat pe față. Țara mea, familia mea, tata, mama, prietenii mei, fratele meu, casa mea. V-ați întors sărac. Toată comoara mea în domeniul discografic fusese luată de băieții deștepți. Câte discuri de platină aveți în România? Niciun. Sau de aur? Niciun. Există și de diamant. Ce v-a lipsit cel mai mult în copilărie? Ce nu aveați? Nu am realizat. Nu realizați? Nu am realizat. Nu. Eu zic că, din contra, nu mi-a lipsit nimic. Nu mi-a lipsit. Așa erau vremurile. Aventura, nu mi-a lipsit, nu mi-au lipsit gloanțele, praful de pușcă,
ne jucam ca inconștienții. Nu ați găsit niciun pistol? Am găsit un pistol, dar am tras cu pistolul, cu piedica trasă și am tras până a sări piedica și a pornit glontele spre un grup de copii, prieteni de ai mei, m-am speriat. Nu ați rănit pe nimeni? Nu. Erau exigenți părinții dumneavoastră? Era foarte copilașii dumnealor? Foarte exigenți, mai ales cu mine. Că de eram, ce? Mai ales cu eram dumneavoastră? Eram un neast împărat, un năzdrăvan. Plecam cu vaca la păscut și veneam călare pe ea și cu țigara de mătase de porumb în gură. După aia eram nevoit să stau în pod vreo două nopți să dorm, că tot mă căuta tata. Vă altoia bine, da, tata dumneavoastră. Mă urcam în pod și trăgeam scara după mine. Credeți în lumea de dincolo, maestre? Da. Cum cred și că de pe lumea asta, ușor, ușor, va trebui să dispară și nemernici. Din păcate, am ceva dispar și nemernici cu cuvântul ăsta, și oamenii nemernici, buni. Pentru că în ultimile săptămâni am întâlnit un nemernic și din cauza asta n-am astâmpăr. Un nemernic care vă face mult rău? Care încearcă. Vă rănește sufletul. Cumplit. Cumplit, dar nu trebuie să știe. Pentru că trebuie să se întoarcă. Toate faptele rele se plătesc. Nu se poate altfel. Nu se poate altfel. Dumneavoastră ați venit în București cu fetița de mână, cu cântecele dumneavoastră, cu acest glas superb și cu câteva costume populare. Am avut multe necazuri, că mi s-a îmbolnăvit Leontina de TBC când era la țară și... A trebuit să o tratați aici în București? Am trimis-o mititica pe la Predeal, la un sanatoriu. Am avut de suferit, dar mi-a zis un doctor la Sahia, că era acolo, era un spital, zice: acum, doamna Ciobanu, puteți să o faceți și cântăreață de operă. Că s-a... A avut dumnealui așa un simț. Nu, s-a cicatrizat probabil ce a avut ea la plămâni. Dar vedeți dumneavoastră, de la Dumnezeu poate un mesaj să spună asta. Exact. Putea spune orice altceva. Da. Și nu să fie o interpretă de muzică. I-a plăcut foarte mult muzica clasică. I-a plăcut mult. Soprană. Da. Și în sfârșit, darul divin, adică băiatul mult așteptat. Da. Prințișorul dumneavoastră. Așa este. Dar... După care am suferit foarte mult. 25 de ani aproape. De ce a trebuit să... Că nu-l vede. Păi nu mă lăsa... Îl părăsiți pe Ioan dacă Dolănescu. Nu... De ce trebuia să plecați din această căsnicie? Erați nefericită, doamna Maria Ciobanu. Nu s-a mai putut și... V-ați urmat destinul. Da. Așa era scris. Așa a fost scris. 25 de ani, de zile. În momentul în care dumneavoastră... Eu nu-l vedeam. La televizor pe Ionuț. Îl vedeam... Ce simțeam? Mă duceam la școală, vorbeam cu diriginta să-mi spună când să mă duc ca să pot să-l văd. Pe ascuns? A fost greu, pe ascuns, normal, că nu-mi dădea voie. Dar buna mea soacră venea și mi-l mai aducea din când în când. V-a iubit foarte mult, da. Mama Edidina. Mama Edidina a fost o scumpă. Să știi că nu am venit cu Nuielușa. Nu? Pentru că ai fost foarte cu minte. A, nu știu, asta mai vorbim. Inimă-ți aștage toace. În momentul în care ați ținut-o pentru prima dată în brațe pe nepoțica dumneavoastră, pe Niculina, ce a simțit? Era drag de ea. Și ne-a ieșit cam articulat. Aia nu s-a mai întreabă. Stăteam, aveam zile când veneam de la școală și stăteam în geam. Și era dor de măicuța. De cine ți este dor acum? De viața mea, cu bărbatul meu lângă mine, cu copilul meu lângă mine. Am avut și am o căsnicie frumoasă, chiar dacă noi trecem și acum prin niște probleme destul de delicate. Ce a fost greu a trecut? A fost și trist câteodată sufletul maestrului? Da. A fost rănit? Unde m-am simțit umilit? Când venea nimeni, fugarii care și-au părăsit țara sub o formă sau alta și îmi flutura $10 vrând să mi lipească de taragot sau de frunte. Iar când fraților voi duce de la voi și-o fi să mor, pe mormântul meu să-mi puneți mândrul nostru tricolor. Unde găsești atâta nobleță sufletească de credință și de iubire?